Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Angela Zaharova și vă invit la Impact Social. Despre care este impactul suportului european pentru regiunile de dezvoltare din sudul Republicii Moldova, discutăm astăzi cu invitații emisiunii Maria Culeșov, directoarea ADR Sud. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și de la Sergiu Cecan, șef direcției Relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Bună seara! Bine ați venit! Valoarea suportului european pentru Republica Moldova a crescut semnificativ de la circa 40 de milioane în 2004 la peste 130 de milioane în 2007 până în 2014. Și de aceea tot mai des asistăm la un interes mai sporit a cetățenilor față de cum și unde au fost gestionați acești bani, acest suport, unde a ajuns el, în care regiuni și cum îl simte cetățeanul de rând din Republica Moldova. Și dacă vorbim despre impactul suportului european pentru localitățile din sudul Republicii Moldova, aceasta înseamnă 8 raioane componente ale regiunii de sud, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Căușeni, Ștefan Vodă, Cantemir, Taraclia și Cahul, care ar fi domeniile cele mai importante unde a ajuns acest suport pentru localitățile din aceste raioane. Deci, încă o dată, bună seara! Vă mulțumim pentru invitație și vreau să zic că chiar din zilele de fondare a agențiilor de dezvoltare regională, noi am simțit acest suport. Fiind proiectul de DFID, la acel moment, în 2009, 2008, 2010, noi fiind constituite agențiile, deci ei ne-au acordat suportul cu mobilier, cu mașină de teren specializată, dotarea tehnică a agențiilor. Și deodată am simțit și alt suport care a venit din partea Guvernului Germaniei, deci Agenția de Cooperare Internațională GIZ. În 2010 a venit cu propunerea de a finanța unele proiecte care au fost aplicate la primul apel de propuneri de proiecte. Deci ei au selectat proiectele care n-au trecut în două. Să înțeleagă telespectatorii, da. Deci primul apel, acum suntem, da, acum suntem la treilea. A doilea apel, deci ceea ce înseamnă un concurs, da? Odată în trei ani, deci primul apel a fost în 2010, a doilea în 2012 și acum urmează să avem în lunile următoare să avem al treilea apel de propuneri de proiecte pentru autoritățile publice locale, deci primăriile și consiliile raionale care sunt beneficiari la Fondul Național de Dezvoltare Regională. Vom vorbi despre, da, contribuția administrațiilor publice locale, dar vreau pentru început să știm care sunt domeniile de intervenție, cele mai importante domenii pentru regiunea de sud. Da, deci ca și celelalte agenții de dezvoltare, Agenția de Dezvoltare Regională Sud este ghidată de către strategia de dezvoltare regională care are trei priorități de bază. Deci și în cadrul acestor priorități deja beneficiarii noștri depun proiectele necesare pentru ei. Deci astea sunt dezvoltarea și extinderea infrastructurii, deci aici s-are în vedere sisteme de apeduct și canalizare și drumuri. A doilea prioritate este dezvoltarea economică și susținerea antreprenoriatului în regiune. A treilea prioritate, aici sunt două măsuri, așa, unde dezvoltarea turismului și diminuarea factorilor negativi din mediu. Deci în toate aceste priorități există și eficiența energetică. Deci și iată, la apelurile de propuneri de proiecte, beneficiarii noștri depun proiecte în conformitate cu aceste priorități. Deci de ceea ce au ei nevoie, necesitățile care sunt. Vom reveni la proiecte per fiecare raion. Acum, totuși, scopul emisiunii era să aflăm care este acest impact al suportului european pentru regiuni și cum îl simt cetățenii, de fapt. Dacă îmi permiteți să intervin și eu, vreau să încep cu faptul că politica de dezvoltare regională este o politică nouă. Astfel, bazele politicii au fost puse în anul 2009, când a fost creat Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care este autoritatea națională de implementare a politicii.
Atunci, la etapa respectivă, au fost înaintate propuneri către partenerii de dezvoltare să vină cu un suport în ceea ce ține de dezvoltarea capacităților și crearea acestora, atât la nivel național cât și la nivel regional. Cum a menționat și doamna director, au fost, pe lângă faptul că au fost dotate toate edificiile cu tehnică și inventar necesar pentru buna funcționare a instituțiilor, au fost organizate un șir de acțiuni venite să contribuie la dezvoltarea capacităților actorilor implicați în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională. Au fost organizate seminare atât pentru colaboratorii din cadrul Ministerului, precum și pentru colaboratorii din regiunile de dezvoltare, la nivel de agenții de dezvoltare regională și la nivel de autorități publice locale, în ceea ce privește identificarea și selectarea propunerilor de proiecte. Suplimentar, au fost acordate asistență tehnică pentru elaborarea cadrului normativ și regulatoriu privind implementarea strategiei. Au fost elaborate reguli, proceduri de identificare, selectare a propunerilor de proiecte. Suplimentar, partenerii de dezvoltare, la prima etapă, au venit și cu o contribuție financiară la suportul bugetar pentru realizarea politicii de dezvoltare regională. După cum cunoașteți, Fondul Național de Dezvoltare Regională se formează atât din alocații de la bugetul de stat, în mărime de 1%, precum și venituri de la partenerii de dezvoltare, atât din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră. El este unul tot oarecum european. Da. Precum și venituri de la autoritățile publice locale și chiar de la populația din teritoriu. Respectiv, suportul sau autoritățile locale și centrale au fost într-o oarecare măsură motivate pentru realizarea strategiei, astfel încât să fie atras suportul din partea Uniunii Europene. Vă întrebam, cum simt cetățenii aceste rezultate? Dacă ați putea să ne spuneți care sunt cele mai importante proiecte, cele mai palpabile realizări pe care le-ați obținut în fiecare raion din această regiune? Da, aș vrea să spun că noi implementăm diferite genuri de proiecte. Spre exemplu, cum am vorbit, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională GIZ, deci, care este din Germania, noi implementăm proiecte de ce ține de infrastructură. Deci, mai multe proiecte. Aici mai mult a beneficiat raionul Cahul. Deci, în satul Roșu din Cahul a fost construit cu suportul acestui buget din Uniunea Europeană sistemul de apeduct pentru sat. Contribuția populației aici a fost că cu suportul populației și a administrației publice locale a fost elaborat proiectul tehnic și depus cererea de finanțare. Tot în orașul Cahul a fost reabilitată întreprinderea municipală din Cahul, deci a fost dotate cu echipament, mașini specializate, a fost făcută reparația edificiilor. Acum noi, deci în continuarea proiectelor, suntem la faza de achiziții publice pentru construcția sistemului de canalizare în satul Roșu. Deja pe data de 29 iulie noi vom avea deschiderea ofertelor, ca să prelungim, deci știți că este așa o lege nescrisă că dacă se construiește apeduct este necesar de identificat soluții pentru construcția sistemului de canalizare. Deci iarăși noi cu suportul GIZ vom construi aici sistemul de canalizare. Totodată a fost anunțat și apel de propuneri de proiecte pentru stația de tratare a apei potabile tot în orașul Cahul pentru toată regiunea și la fel am anunțat achizițiile publice, dar vreau să zic că noi avem și alt gen de proiecte, deci ceea ce ține de GIZ sunt proiecte infrastructură, dar totodată cum a spus domnul Sergiu că noi beneficiem de un suport extraordinar de mari în domeniul dezvoltării capacităților și consolidarea capacităților atât a agențiilor și a actorilor în dezvoltare regională, deci aici are țară în vedere și apele și întreprinderii municipale și diferite
mulți ONG-uri și mulți, mulți actori care sunt implicați care în dezvoltare regională. Deci vreau să zic că practic toată Republica beneficiază de astfel de facilități. Chiar acum, recent, au fost toți directorii de întreprinderilor municipale din Republică la o expoziție în București, deci au participat la un forum important în domeniul managementului deșeurilor solide și totodată au fost și reprezentanți de la agențiile de dezvoltare. Deci vreau să zic că este o implicare enormă și deci la diferiți actori. Pe lângă aceasta, noi agențiile încă participăm și la alte apeluri de propuneri, cum ar fi proiecte transfrontaliere sau cu internaționale cu suportul Uniunii Europene. Dacă îmi dați voie, vreau să vă spun numai vreo câteva în care Agenția de Dezvoltare Regională Sud a participat și a implementat. Primul proiect care noi l-am implementat cu suportul așa bugetului european, să zicem, deci noi am fost selectați în proiectul management, guvernarea deșeurilor, care a fost implementat de o firmă Eptisa și cu partenerii noștri din Moldova și Ministerul Mediului, unde noi am elaborat pentru regiunea Sud strategie managementul deșeurilor. Deci noi suntem cei care avem o strategie a managementul deșeurilor. Cu suportul GIZ, pentru celelalte regiuni, au fost elaborate planuri regionale sectoriale în domeniu, tot ca niște strategii mici. Acum se elaborează tot pentru trei microregiuni care au fost identificate în această strategie și studiile de fizabilitate, ca ulterior să fie tot, sperăm, cu suportul banilor europeni, să fie deja și implementată strategia. Deci aici s-ar în vedere construcția poligoanelor regionale, stațiilor de transfer, stațiilor de sortare, procurarea echipamentului, tomberoane și așa mai departe, ceea ce ține de o strategie care are scopul de a diminua factorii negativi de mediu în regiuni, anume gestionarea managementului deșeurilor. Pe lângă aceasta, noi am implementat cu partenerii noștri din Ucraina, unde am fost solicitați să fim parteneri, un proiect interesant în regiunea Sud, unde populația din... Deci proiectul a fost în două raioane. Dumneavoastră m-ați întrebat care raioane au avut... au beneficiat. Deci credem că un beneficiu foarte mare a fost pentru populația din satul Ecaterinovka Cimișlia, care de fapt au beneficiat de îmbunătățirea a 20 de hectare de pășuni. Deci noi am făcut câmpuri demonstraționale unde am făcut diferite metode de îmbunătățire a pășunilor și fermierii din regiunea Sud au avut posibilitatea să vadă cât este de important și cum se poate schimba lucrurile investind nu așa de mulți bani ca să îmbunătățească pășunile, fiindcă știm noi care este situația cu sectorul animalier în faza când condițiile climaterice la noi sunt drastice, acum temperaturile s-au ridicat și deci este necesar de făcut ceva. Și vreau să zic că chiar cu suportul proiectului dat, noi am avut mai multe instruiri. Populația care a contribuit cu bani acolo, acum chiar când vedem pe traseu, ei vând fân. Deci baloate de fân, deja s-a început și o afacere. Se mișcă lucrurile. Care a fost valoarea totală investițiilor? Pentru Republica Moldova, deci atunci la Ucraina, a fost 80.000 de euro. Nu vreau să zic că nu chiar așa de mare sumă, deci aici se includ și experții, toate instruirile, câmpurile demonstrative, tot. Pe lângă aceasta, în satul Tvar, orașul Tvargheța acum, Taraclia, au fost plantate 5 hectare de lavandă. Aceasta e ca o alternativă pentru agricultura noastră tradițională, care este, iarăși am făcut diferite așa vizite la fermieri care deja de mai mulți ani se ocupă cu această
cultură și am văzut că are beneficiu și vreau să zic că deja lavanda de grabă va da rezultate. Și astfel de gen de proiecte care... Deci uneori beneficiază cineva concret, alteori comunitatea, dar am mai avut și proiecte soft care a beneficiat Republica. Spre exemplu, noi am avut un proiect unde noi am fost parteneri aliați, așa îi zice, într-un proiect Covanda, care se numește, unde au fost 9 țări implicate, care au ieșiri la Dunăre. Și noi, având partea noastră mică la Dunăre, am fost beneficiari acestui proiect. În cadrul acestui proiect, pentru Moldova, partea noastră care ține de convenția de implementare a strategiei managementul deșeurilor navale. Așa, nici eu nu știam până atunci că... Dacă să explicăm în ce constă acest... Da, navele când lucrează, produc ulei, uleiul uzat, așa, și deseori acest ulei de unii așa proprietari de nave este aruncat sau uneori n-au ce face cu el. Deci, iată, în domeniul dat a fost elaborat pentru toată Dunărea o strategie a managementului deșeurilor navale. Aici, desigur, că au intrat și alte deșeuri, dar anume acesta a fost cel mai, așa să zic, de bază. Pentru alte țări aceasta e o problemă și care necesită să fie rezolvată. Și, de fapt, și la noi sunt foarte multe... navii care vizitează portul din Giurgiulești și care au necesitatea să țină cont de ele și să utilizeze aceste deșeuri. Suportul a ajuns, proiectele au fost aplicate, unele rămân încă în derulare. Ce urmează și care sunt garanțiile, ce cadru de garanții avem ca aceste proiecte, ținând cont de realitatea din Republica Moldova, vor fi gestionate eficient și în continuare și vor rămâne durabile pentru mai mult timp? Corect. După cum ați menționat, regiunea de dezvoltare sud este una din regiunile cele mai mici din Republica Moldova, în comparație cu nord și centru, unde intră respectiv 12 și respectiv 13 raioane. Totodată vorbim despre mijloacele financiare utilizate în scopul implementării proiectelor. Suma respectivă este destul de mare. Practic, în fiecare an, regiunea de dezvoltare sud, la mijloc de an, obține mijloace financiare suplimentare pentru realizarea proiectelor, reieșind din gradul de valorificare a proiectelor aflate în curs de implementare. Ce înseamnă aceasta? Dacă Fondul Național de Dezvoltare Regională se aprobă la începutul anului și se repartizează pe proiecte concrete, atunci, la mijloc de an, este efectuată o analiză și trecută în revistă toate rezultatele pe care s-au obținut pentru fiecare regiune în parte și regiunea care într-un fel contribuie major pentru schimbarea situațiilor din regiune poate beneficia de mijloace financiare suplimentare, respectiv din alte regiuni să se reducă careva mijloace. În regiunea sud au fost realizate multe proiecte bune, chiar proiecte la nivel regional care au întrunit toate 8 raioane din regiune, au realizat un proiect comun ce ține de managementul deșeurilor solide. În cadrul proiectului respectiv, întreprinderile municipale care gestionează serviciul respectiv au beneficiat de tehnică și utilaj specializat ca să eficientizeze acest proces și să ofere servicii mai calitative populației. Totodată, în regiunea sud au fost realizate și proiecte din domeniul turismului care contribuie la fel la dezvoltarea regiunii, dezvoltarea regională. A fost realizat un proiect ce ține de construcția unui centru regional de tineret și sport în orașul Căușeni, unde a fost construit un centru multifuncțional dotat cu utilaj și tehnică sportivă, săli de sport, fotbal, tenis, karate, multe, multe, multe altele.
de centrul respectiv beneficiază 3 raioane din microregiunea respectivă. Totodată au fost realizate proiecte în domeniul drumurilor, în raioanele Cantemir, în raioanele Leova, Cahul, Cimișlia, multe alte. Practic toate raioanele din regiune au beneficiat de proiectele respective. Dar vorbind despre durabilitate, deci se merge pe această cale, că dacă se asigură durabilitate, tu primești în continuare suport. Bineînțeles, toate proiectele. Cine evaluează, de fapt, că uite, s-a încheiat proiectul, a trecut un an de zile și cine evaluează că timp de un an ce s-a întâmplat cu acest proiect sau obiectul care a fost dat în exploatare? Bineînțeles, la etapa de inițiere a implementării proiectului este examinat proiectul respectiv sub toate aspectele, inclusiv ce ține de asigurarea durabilității. Pe parcursul realizării proiectului, toți factorii implicați sunt obligați să asigure aspectele ce țin de asigurarea durabilității și investiții efectuate. Ce se întâmplă după, când se încheie? Ce se întâmplă după realizarea proiectelor, vreau să ajung tocmai acum, odată cu finalizarea proiectului, după ce se realizează lucrările, se creează o comisie de recepție în cazul în care bunul sau lucrul nu este construit conform legislației naționale ce ține de asigurarea calității în construcții, bunul nu este recepționat și respectiv operatorul economic care a construit bunurile nu beneficiază sau se restituie bunul înapoi pentru îmbunătățire. În cazul în care deja bunul este creat și conform tuturor cerințelor stabilite de legislație, atunci bunul este transmis beneficiarului sau aplicantului de proiect, autorităților publice locale, care sunt obligate să elaboreze un plan de asigurare a durabilității proiectului în care deja cu forțele proprii. Deja cu forțele proprii, în care se obligă ca bunul respectiv să nu fie înstrăinat, să nu fie utilizat în alte scopuri decât cele stabilite în cadrul proiectului, sau bunul urmează să fie utilizat ca acest efectul sau efectul proiectului să fie unul maxim. Totodată, autoritățile publice locale raportează anual, pe un termen de la 3 până la 5 ani, în dependență de specificul proiectului, către agențiile de dezvoltare regională ce se întâmplă cu bunul respectiv. Totodată, la nivel de minister, sunt create comisii speciale în domeniul evaluării impactului proiectului, care efectuează în dependență de an aleatoriu câteva proiecte și este evaluat impactul acesta, dacă s-a atins impactul proiectului sau nu s-a atins. Agențiile de dezvoltare regională și cea pe care o reprezentați, de fapt, tehnic asigură și ele o doză de transparență în gestionarea acestor proiecte, dar de fapt, cum țineți, cum asigurați această transparență pentru publicul larg, pentru cetățenii care vor să cunoască cum și unde se duc acești bani? Cum țineți legătura cu mass media și dacă vă reușește? Deci, în primul rând, vreau să spun că de multe ori nouă ni se spune că cel mai transparent gestionează Fondul Național de Dezvoltare Regională, fiindcă noi la toate etapele, cum a spus domnul Sergiu, noi la toate etapele avem diferite sisteme de evaluare și monitorizare. Chiar din start, când se anunță apelul de propuneri de proiecte, deci știe toată lumea. În primul rând, Consiliul Regional de Dezvoltare, care este compus de reprezentanți din fiecare raion, câte 4 persoane, deci din diferite domenii. Obligatoriu este președintele raionului, reprezentantul primarilor, care ca de obicei este ales de către Asociația Primarilor din raion, este reprezentantul societății civile, deci a ONG-urilor, cum se spune așa, organizațiilor obștești, și reprezentantul antreprenorilor. Societatea civilă și antreprenorii sunt selectați prin concurs. Deci, ei sunt cei care monitorizează activitatea agențiilor și iau decizii la diferite etape. Deci, revin, când se face apel de propuneri de proiecte, se evaluează conceptele, dacă coincid cu prioritățile care sunt. Comisia de evaluare este formată
din reprezentanți ai Consiliului Regional, a Ministerului, agenții, deci din toți actorii care sunt implicați în dezvoltare regională, se ia în considerație dacă proiectul coincide, apoi se spune aplicantului că conceptul dumneavoastră de fapt bun, e bun și convine priorităților, puteți să elaborați proiectul tehnic. După ce se fac și se depun proiectele tehnice, iarăși se evaluează deja cererea de finanțare. Această selectare sau evaluare, cum se spune, iarăși se discută la Consiliul Regional, care merge apoi ca o decizie a Consiliului Regional pentru includerea proiectelor buni, bine pregătite în documentul unic de program și care mai au necesitate, deci rămân așa, ca să zicem că noi avem multe proiecte la prezentare, dar care nu au suficientă pregătire pentru a fi implementate, care au nevoie de o lucrare adițională acolo, ele rămân în planul operațional regional a agenției. Și foarte deseori noi identificăm alte surse de finanțare pentru aceste proiecte. Care legătura cu media, cu publicul larg? Da. Eu vreau să vă zic că dacă cei de la centru și de la nord sunt talentați așa de mass media, fiindcă au mai multe surse aici, Chișinău e alături, și știți dumneavoastră că aveți mai multe. Noi, cei de la sud, suntem mai puțin mediatizați. Din păcate, nu avem atâtea, așa multe surse. Ca de obicei, mass media uneori chiar ne cere și bani. Adică noi v-am putea promova pentru bani. Când noi apelăm la cei de nivel național, spun că e cam dificil să deplaseze, uneori nu au cu ce sau nu le pare nu chiar așa de interesant evenimentul. Dar noi permanent pe site-ul agenției, deci publicăm toate activitățile, toate noutățile, practic în toată ziua noi avem ceva publicat pe site-ul agenției, toate programele noastre, toate proiectele, toate evaluările sunt pe site, deci dacă o să deschideți, o să vedeți. Pe lângă aceasta, ce putem? Noi niciodată n-am refuzat, din potrivă, am trimis invitații întotdeauna și suntem bucuroși dacă vine cineva să ne mediatizeze. Rest, dacă noi fiecare, numai una, zic că noi în fiecare, la noi, nu știu, la centru și la nord, avem în fiecare sediu a Consiliului Raional un panou informativ, unde publicăm noutăți, ceea ce ține de raion sau chiar de regiune. Dacă îmi permiteți, da, și eu cu o completare, principiul de asigurare a transparenței este unul din principiile de bază ale realizării politicii de dezvoltare regională. Astfel, toate instituțiile implicate în acest proces sunt îndemnate și chiar, aș spune, obligate să fie respectat acest principiu. În acest scop a fost aprobată strategia de comunicare în domeniul dezvoltării regionale, potrivit căreia atât Ministerul de Dezvoltare Regională și Construcțiilor, precum și agențiile de dezvoltare regionale, urmează să întreprinde un șir de măsuri în vederea mediatizării activităților realizate în acest domeniu. Dispunem de paginile web ale Ministerului, ale agențiilor de dezvoltare regională. Se elaborează buletinele informative. Se elaborează buletinele lunare, trimestriale, în care sunt incluse activitățile majore. Conlucrăm atât cu societatea civilă din teritoriu, atât la nivel de luarea deciziilor în cadrul consiliilor regionale de dezvoltare și în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. Totodată, în domeniul achizițiilor publice, pe lângă faptul că anunțul de organizare a unor anumite licitații este publicat în buletinul achizițiilor publice, de către agențiile de dezvoltare regională se conlucrează la direct cu toți operatorii economici din regiune pentru ca să asigurăm o participare cât mai largă a ofertelor înaintate. Deci este de fapt trebuie să-și recunoaștem că mai cu seamă jurnaliștii din regiuni sunt cel mai mult solicitați de agențiile de dezvoltare regională pentru că au foarte multe activități și tot timpul vor să... Dar în cazul în care eu ca și jurnalist, în calitatea mea de jurnalist, vin la Cimișlia sau vin la dumneavoastră să
Vă cer, uite, am nevoie de niște cifre sau cum a fost angajat persoana X, Y în baza cărui concurs sau cum, da, cum s-a luat această decizie dumneavoastră. Deci găsiți timp pentru asta? Ca da, să... neapărat. Noi avem specialiști agenții care... Deci noi suntem datori să prezentăm toată informația. Noi cunoaștem că suntem da, datori. Și de fapt, de fiecare dată când am fost solicitați de astfel de informații, a fost prezentate... Pentru că de obicei, pentru promovare, știm, noi toți sunt deschiși, da, și ne da. Cheamă și ne invită, dar dacă vine vorba de o situație mai... Știți, noi chiar la noi la Sud, noi am luat așa, le-am zis la colaboratorii, angajații agenției, că este necesar să punem pe site chiar și problemele cu care ne întâlnim. Noi, cred că ați auzit, noi avem un proiect, reabilitarea zonei de agrement Lacul Sărat, care durează din 2012 și avem foarte multe probleme. Deci ce ține... Deci în diferite... Au fost echipele noastre da. Acolo și au înregistrat. Deci așa și chiar noi expunem și problemele. Unii au apărut, au fost probleme cu loturile de teren la drumuri, la construcția drumurilor. Uneori nu s-a respectat condițiile contractuale cu antreprenorii sau cu apeleurile mai puțin au fost implicate. Și noi nu evităm să scoatem la iveală și chiar și problemele. Și vreau să zic că uneori iau foc mai multă atenție unde noi mai punem probleme, unde mă rog ne laudăm mai puțin, vedem că sunt mai multe accesări la aceste vizualizări pe site și... Vorbeam despre rolul administrațiilor publice locale, despre primarii noștri și acum finanțatorii foarte des pun accentul pe asociere, ca să avem niște proiecte realizate la scară mai largă, să nu fie unul cu impact mic, local, dar să avem o rezonanță regional. Cel puțin regională. Da. În ce măsură sunt gata primarii noștri să se asocieze? Ați vorbit că este un proiect care a unit toate aceste raioane, da? Cele 8 raioane. În alte regiuni am auzit că primarii nu prea vor să se asocieze cu alții, vin fiecare cu proiectul lor. În ce măsură sunt gata primarii noștri să facă față unor asemenea cerințe, fără de care probabil nu vor putea continua să acceseze fonduri atât de liber? Știți, acum, după 5 ani de activitate, deja noi suntem la 6-lea an de activitate, s-au deprins cei din regiune și noi, că, sincer să vă spun, când am venit noi în agenții, tot așa nu ne putem să ne deprindem, să ne gândim la nivel regional. Fiecare, da. Acum nu mai este acest lucru, deci foarte des se aplică proiecte comune, într-adevăr, regionale. Dacă la primul apel de propuneri de proiecte așa se făceau niște acorduri formale numai ca să fie proiect regional, acum deja primarii cât și președinții de raioane se gândesc deja regional. Spre exemplu, vă dau un exemplu, numai că nu a fost inclus în documentul unic de program, toți primarii din Bisarabiasca, nu sunt așa de mulți, sunt 7, au venit cu un proiect comun de construcție a sistemului de canalizare pentru tot raionul. Raionul Cimișlia deja implementează un proiect unde este inclus managementul deșeurilor, selectarea deșeurilor solide pentru tot raionul, deci pentru toate satele. Deja lumea începe să se coopereze și să abordeze deja proiectele regionale. Încep a gândi altfel. Cu atât mai mult, cu suportul GIZ, noi în anii aceștia am elaborat planuri regionale sectoriale în domeniul eficienței energetice, drumuri, apă, canalizare și deșeuri. Unde au fost abordat în general fiecare regiune de dezvoltare cu proiecte majore în aceste domenii. Deja nu, și în grupurile de lucru au fost implicați toți, deci din fiecare raioane, și deja lumea nu mai gândește la nivel local. Ei se gândesc cum s-ar coopera cu cineva, care au aceiași probleme comune, ca să elaboreze și să implementeze proiecte de nivel regional.
dincolo de ideea asta de a se asocia, ce sfaturi trebuie să urmeze cei care nu au beneficiat încă și își doresc să realizeze un proiect. Nu știu cum, nu știu de unde să o apuce, ce ar urma să se întâmple ca să fie mai aproape de realizarea celor proiecte pe care și le-au propus. Mai ales că am avut alegeri locale, da, și s-au mai schimbat și primarii și... În primul rând, eu ca director Agenției de Dezvoltare Regională vreau să le spun la toți cei din regiunea Sud, cei vechi știu că dacă vin și bat li se deschide, celor noi să vină, să ne întrebe că noi, deci noi suntem deschiși și noi prestăm servicii gratuit, așa să zicem, nu numai în implementarea proiectelor, dar și consultăm și le ajutăm cum se scrie, cum se identifice ideile de proiecte. Și noi acum, chiar dacă încă nu știm exact când ar va fi inițiat apelul 3 de propuneri de proiecte, deci noi chiar mergem în fiecare raion sau vreo câteva raioane împreună, unde discutăm cu primarii și chiar le ajutăm în identificarea ideilor de proiect, a problemelor, a conceptelor. Acum noi apropo, vreau să zic că Agenția de Dezvoltare Regională Sud implementează un proiect în dezvoltarea capacității administrației publice locale cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională Cehă, deci unde noi prestăm diferite activități în domeniul dezvoltării capacității administrației publice locale, cât din nivelul 1-2 și a antreprenorilor pentru aplicarea proiectelor comune. Fiindcă noi aici avem la prioritatea 2, anume mai puține proiecte, dacă la drumuri și apă, canalizare, deșeuri avem multe, dar anume cooperarea între administrațiile publice locale cu antreprenorii este mai slabă. Și atât noi am venit cu un proiect unde am identificat în fiecare raion care ar fi necesitățile, s-au identificat partenerii unde lucrează, chiar deja sunt făcute și cererile de finanțare, acum urmează ca APL-urile să elaboreze proiectele tehnice și să vie la aplicare, cu aplicarea lor. Ce facă cei primari care nu au acele primării unde nu sunt angajați care se ocupe de scrierea proiectelor? Eu vreau să vă spun că noi nu avem specialiști în scrierea proiectelor. Deci primarii oricum trebuie singuri să se descurce. Eu întotdeauna le spun și sunt raioane unde lucrează foarte bine primarii cu Consiliul Raional. Și cei ce ne au nevoie, ca, vă dați seama că a elabora un proiect tehnic nu costă puțin. Deci uneori de la 20.000 de lei poate să coste și milioane de lei elaborarea numai proiectului tehnic. Și când este o colaborare bună între aceste administrații publice locale și o dorință mare a primarilor de a rezolva problemele, ei găsesc soluții. Unii fac, noi am avut proiecte unde proiectele tehnice, iată Ecaterinov, că noi am avut sistem de canalizare și apeduct, unde absolut proiectul tehnic a fost elaborat cu suportul populației. Deci fiecare familie și Roșu, satul Roșu, exact a fost implicarea fiecare familie. Câte 750-800 de lei au depus pentru elaborarea proiectului tehnic. El deja e implicat în procesul dat și în alte sate deseori noi întâlnim așa cazuri. Și asta e binevenit, fiindcă omul doare. Când el depune ceva, el deja așteaptă. El este parte a procesului. Și este parte a procesului. Și cel mai bine merg proiectul unde este implicarea și a populației și a administrației publice locale. Deseori noi întâlnim primari care au venit să-și îndeplinească funcția de primar numai de dorul primarului. Noi am avut așa un caz când deci proiectul a fost început, inițiat cu alt primar. Și când am venit să dăm bunurile, nu vrea să le iei. Zic, dar eu nu am treabă cu bunul vostru și nu știu ce. Deci noi venim să-i dăm bunul, mașină, de colectat deșeuri. Zic, noi îmi trebuie să dăm actele, să vă le dăm prin factură, că să trec în proprietarea voastră. Angajații agenției stăteau ori întregi sub ușa primarului care nu vrea să semneze actele și să iei bunurile. Avem din, așa. Dar din care motiv se întâmplă acest lucru? Incompetență, nedorință de a conlucra. Să-ți vie cu
asta totul e și pe noi, degeabă. Noi foarte de multe ori ne mirăm de atitudinea unilor. Și acum s-au schimbat, să zicem, unii primari. Lucru. Aveți, în primul rând, iarăși de comunicare, da, aveți da, stabilire. Să stabilim relații, să inițiem ce înseamnă dezvoltare regională, cum se face apelul de propuneri de proiecte, cum să scrie un proiect, cum să scrie o cerere de finanțare. Deci rămâne ca și ei să-și dorească acest lucru. La fiecare 4 ani, noi iarăși repetăm acest proces. Rămâne ca și ei să-și dorească acest lucru, pentru da. Ceea ce ați zis acum este chiar și știți că sunt primari care au 2-3 mandate și nu fac nimic. Straniu. Sunt care vin din prima zi, se implică și au în 4 ani proiecte, nu numai cu noi. Deci te uiți și acolo făcut și dincolo grădinițe și teren de joacă și au construit și o casă de cultură. Care vrea, găsești soluții. Acum și formula de finanțare da. Îi pune în situație pe primarii noi aleși da, să facă față și să-și facă aceste competențe dacă nu le au. Sau dacă le-au sunt alții care să au avut bani și nu au putut să le valorifice la moment. Vorbim despre dezvoltarea regională a Republicii Moldova. Este un proces, la început părea chiar anevoios, când a început toate acestea, instituirea acestor agenții de dezvoltare regionale. Îmi amintesc că nici nu era clar care este rolul. Se crea impresia că ele doar sunt dotate și dotate și dotate. Acum am ajuns parcă la o etapă când se simt unele rezultate și chiar și jurnaliștii merg în regiuni. Colegii mei au filmat și la Cimișlia, și la Leova, și la Cahul rezultatele care doar lacul sărat rămâne să vedem ce soartă va avea și da. Chiar este interesant. Proiectul este unul interesant și sunt sigură că va veni și cu se va ajunge și până la contribuții în bugetul de da, stat, da. Dacă va ajunge la o finalitate bună. Finanțele sunt alocate. Sunt probleme care nu depind numai de agenții. Deci aici vreau să-l întreb pe domnul Cecan. În viziunea dumneavoastră, reprezentați Ministerul Dezvoltării Regionale. Țineți legătura cu instituțiile de dezvoltare regională în regiuni. Ce șansă, ce perspectivă are dezvoltarea regională, mai ales în contextul actual și politic și economic din Republica Moldova? Eu vreau să atrag atenția că politica de dezvoltare regională și-a dovedit eficiența nu doar în Republica Moldova, dar și în celelalte țări din Uniunea Europeană. Astfel, accentul de bază a Uniunii Europeană se axează pe realizarea politicii de dezvoltare regională și cooperarea transfrontalieră. Pe viitor ne planificăm să realizăm cu mult mai multe proiecte care au fost realizate până acum, să atragem cu multe mai multe mijloace financiare acordate atât de la bugetul de stat, precum și de la partenerii de dezvoltare regională, ca în final să obținem o dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova, și reducerea disparităților sau diferențelor de dezvoltare dintre o regiune și altă regiune. Discrepanțe dintre regiunile de dezvoltare regională și din interiorul acestora, pentru că sunt un șir de localități care astăzi sunt uitate de lume și practic nu se efectuează nicio investiție acolo. Am introdus acum un șir de modificări în criteriile de prioritizare a proiectelor și alocării mijloacelor financiare, potrivit cărora primordial să fie investite mijloace în localitățile defavorizate, care nu au acces la apă, nu au acces la drumuri, nu au acces la alte servicii de utilități publice fără de care populația nu își poate asigura un trai decent. În final vreau să vă întreb lucrurile la care asistăm acum, urmărim știrile zi de zi, ținem pumnii să avem și noi un guvern funcțional în sfârșit. Vreau să vă întreb, lucrați zi de zi, țineți legătura cu operatorii economici, chiar și cu cetățenii, sunt sigură că vă întreabă, pentru că pe mine mă întreabă în fiecare zi, da? În ce măsură situația economică, în primul rând, dar și cea politică la care asistăm acum în Republica Moldova, ar putea afecta acest proces de dezvoltare regională, mai cu seamă punerea în aplicare la timp a celor stabilite? Desigur că problema sau lipsa
sau insuficiența mijloacelor financiare a fost permanent o problemă majoră pentru Republica Moldova, dar cred că și pentru celelalte țări. Și avem acum declarația delegației la Chișinău despre înghețarea acestei asistențe pentru anul 2015 și Agenția Achiziții Publice a anunțat ieri despre sistare. Noi permanent facem analizele respective ce ține de evoluția macroeconomică. Într-o oarecare măsură și cuantumul fondului depinde în mare parte și de veniturile la bugetul de stat. Odată cu lipsa acestora, fondul într-o oarecare măsură se diminuează și el, conform informației pervenite de la Ministerul de Finanțe, dar chiar și făcută publică, autoritățile publice locale și centrale sunt îndemnate să cheltuie mai eficient mijloacele financiare și să reducă o parte din acestea în scopul neasigurării îndeplinirii obligațiunilor instituțiilor respective. Respectiv, ministerul și-a orientat... În scopul asigurării funcționării instituțiilor, să nu intrăm în incapacitatea de plată față de operatori economici și față de angajamentele asumate la etapa respectivă. Deci credeți că oarecum va influența... Desigur, este opinia mea personală. Nu știu care va fi impactul sau nu știu care va fi deciziile luate atât la nivel de politic, atât la nivel de instituții. Până ce nu avem creat un guvern, noi nu vorbim acum despre o rectificare a legii bugetului de stat sau despre reducerea cărorva cheltuieli. Sau o nouă înțelegere cu Fondul Monetar Internațional. Corect. Dumneavoastră, la ce vă așteptați? Regiunea de sud a țării? Deci, în acest noi întotdeauna eram... Tot în fiecare an speram că se vor îmbunătăți condițiile, că se va majora fondul de la 1 la 2%, dar să vă spun sincer, anul acesta așa ne-a dezamăgit cu totul, fiindcă noi așteptam ceva mai bun, dar cum dumneavoastră ați menționat, deci deja nu mai avem dreptul să publicăm achiziții în buletin, asta se spune, deci din fond, vreau să zic, din buget, ceea ce ține din alte fonduri, atât noi cu ce avem din GIZ, deci asta se prelungește, se lucrează și o să ne străduim să implementăm cât mai repede aceste proiecte ca să utilizăm banii. Și noi avem, și așa am avut foarte multe proiecte inițiate care nu acopereau deci financiar toate costurile. Spre exemplu, pentru a finaliza proiectele care sunt începute acum la sud, noi avem nevoie de circa 113 milioane de lei. Și vă dați seama dacă fondul a fost în jurul la 182 de milioane, așa mi se pare că anul acesta sau 192, dar acum sedim, deci ne-au blocat așa un pic cu implementarea și noi deja am scris antreprenorilor ca să finalizeze lucrările care au fost inițiate, deci ceea ce a fost ca să nu intre și ei ca noi să nu putem să-i achităm. Pentru cei care au de anunțat achiziții publice se stopează pe o perioadă care, dar totuși noi vrem să fim optimiști și așa și le spun la toți cu cine vorbim, că sperăm că situația în țară se va îmbunătăți și va fi ales un guvern funcțional și se vor, cum se zice, stabili relațiile și cu donatorii ca să putem, într-adevăr, că s-au început foarte multe lucruri frumoase, bune și este necesar de continuat. Păcat că așa se întâmplă. Să sperăm că vom asista la niște decizii mai operative ca să evităm asemenea... Suntem optimiști și sperăm că o să fie totul bine. Eu vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți la Impact Social. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Am vorbit astăzi despre impactul suportului european pentru dezvoltarea regiunilor din sudul Republicii Moldova. O seară frumoasă, la revedere!